Hai că e bine, e terenul cam moale. I-am scos cât un segment de freze pe fiecare parte la MC700. Băgăm aici la cartof. Unde sunt rândurile mai înguste, trec un pic mai repede, să nu-i jumulim, pentru că aici sunt puși acasă, n-am ținut cont neapărat să fie o distanță între ei, ca la câmp. Da, să fac bine, bine, să fac bine, bine. Ia ce frumos! Aruncă freza și un pic de pământ la ei. Bun, bun. Ar trebui să iau o ruletă, să vedem cam cât e distanța acum în exteriorul cuțitelor. Să vedem la cât a rămas cu câte două segmente, dar e bine. Facem repede toată grădina. E puțină înclinație aici, că altfel mergeam așa într-o parte, dar trebuie să-l controlez eu, că e terenul înclinat. Hai că după aia îți dau și ție să încerci. Să vezi ce-și dau drumul după aia și după ploile astea. Arată bine. Vrei să încerci? E șanțul și îi stric. Îi stric lui tati. Că îi place și lui Ramona. Pe aici am pus porumbe, am folosit toată partea asta până în cap, semănătoarea și MV15000. Nu v-am mai arătat când am mai avut când. Și aici bagă Ramona. Aici ați observat că noi nu facem mușuroaiele când punem cartofi. Nu facem mușuroaiele pentru că ne place să lucrăm așa și explodează. Deci după ce i-am săpat acum, pur și simplu pleacă așa ca din pușcă, să zic. Imediat umplu rândurile și se dezvoltă cartofii. De asta îi facem așa, șanț acoperit cu grebla sau cu sapa, fără mușuroaie. Să-i putem lucra acum
foarte ușor. După care o să venim și o să mai băgăm o dată, când mai cresc puțin, băgăm iară o rariță și facem și mușuroaie. Hai să vedem ce face Ramona aici. A reușit. E mai îngust rândul puțin, nu peste tot, dar n-are nimic. Așa, lasă-l să treacă repede, repede, așa, așa. Aici s-a încercat să nu punem la un stas anume și am mai îngrămădit cât un rând, două, mai iese cât un cartof acum, dar nu e problemă. Lucrarea arată bine, merge foarte bine motocultorul de 7 cai. Ia uitați ce frumos, în 3 minute. Mă duc eu să o scot pe Ramona și mergem în partea cealaltă a grădinii. Ăsta-l las la urmă, că e cam îngust. Se dau un pic mai în față. Ia să vedem cât avem în exteriorul cuțitelor. 52. 52 de centimetri. Deci aici sunt cam aproape rândurile, probabil la sub 60 de centimetri. O luăm pe aici și astea vedem după aia dacă avem loc. Astea sunt mai înguste. Aici e prea îngust. Dai seama, la cartofii de la câmp o să fie joacă. Dar îl ducem și acolo și vedem. Că acolo am cam 70 aproximativ între rânduri. Aici, uite, la 52 de centimetri e aproape cât rândul. Hai că arată bine. Cred că rămâne așa.
O să-l ducem la câmp, la aia, când o să răsară, că acolo i-am pus mai târziu. E și locul mai rece și îl mai vedem atunci. Hai, v-am salutat, spor la treabă. La ăștia ce le facem? Rămân așa. Arată bine și în partea aia, uite ce frumos e. Uite, în 10 minute am făcut toată grădina. Bun.